așa cum am obiceiul și în seara aceasta să spun și să spuneți împreună cu mine, ca binecuvântat să fie Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul. Amin. În seara aceasta este o seară specială. Este o zi specială. Nu este ca celelalte zile. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă dreptate. Și spune, dacă cineva face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Și dacă noi și creștinătatea hotărât ca în seara aceasta să facem deosebită o zi față de ziua de ieri sau înainte de ieri, aș vrea ca în seara aceasta și ziua aceasta să fie închinată lui Dumnezeu. Amin? În seara aceasta spun lucrul acesta pentru că mai mult ca și niciodată cred că toate bisericile din Laval, din Montreal și din Quebec sunt pline. Sunt pline. Am auzit că la Biserica Notre-Dame, în centru, în centru-ville, la Montreal, de 3 ori să ține slujbă. Deci așa de mulți oameni vor să meargă acolo în seara aceasta, că de 3 ori se pe rând aceeași slujbă. M-aș bucura ca și mâine dimineață, și mâine după masă, și în fiecare duminică, și în fiecare sâmbătă, toate aceste biserici să fie pline. Amin? Și atunci ar fi aici în Quebec sau în Canada. O țară într-adevăr binecuvântată de Dumnezeu. De fapt, suntem binecuvântați de Dumnezeu. Consider că aici suntem binecuvântați de Dumnezeu. Fie că suntem binecuvântați pământește, fie că suntem binecuvântați cu cele cerești. El, Dumnezeu, își întinde mâna peste noi și ne binecuvintează, de aceea noi. În seara aceasta zicem ca binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Așa cum am spus, în seara aceasta timpul fuge așa de repede, dar îi spuneam fratelui Iosif, nu-i bine să facem nici lucrurile oarecum pe fugărie. Pentru că trebuie nu să profităm, să beneficiem de astfel de ocazii, să proclamăm puterea lui Dumnezeu și planul minunat al lui Dumnezeu care l-a făcut cu privire la noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune Ioan 3:16. Știți acel cuvânt minunat care îl consider că este versetul de aur al Bibliei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mă rog lui Dumnezeu, ca toată biserica de aici, ca toate bisericile din Quebec și din Canada, să creadă într-adevăr în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Că El s-a născut în Iesla Betleemului și a venit ca și Mântuitor să mântuiască oamenii. Să mântuiască oamenii. Să știți că noi trăim o bucurie. Trăim o bucurie în direct. Eu personal o trăiesc această bucurie de 45 de ani. Nu știu dumneavoastră de câți ani o trăiți. Dar de fiecare dată când se apropie această sărbătoare, simt ceva în inima mea că e diferit. Nu de aceea că văd unele lucruri sau pregătiri ale oamenilor, nu. Sincer să vă spun, simt ceva în inima mea că parcă trebuie să accentuez mai mult sau să mă apropii mai mult de acest cuvânt care este o realitate. Hristos s-a născut în lumea noastră. De aceea mă simt oarecum onorat ca să pot să sărbătoresc această zi. Și știți de ce? Pentru că în seara aceasta aș vrea să vă spun în prima parte a cuvântului din seara aceasta despre această bucurie care fiecare creștin trebuie să o aibă în inima lui. Bucuria că Domnul Iisus Hristos a părăsit slava cerească. S-a coborât aici ca să ne mântuiască nouă sufletele. Să ne împace pe noi oameni. Să ne împace cu Dumnezeu Tatăl. Lăudați să fie numele Domnului. Vă aduceți aminte, duminica trecută dimineața, vorbeam aici de un proroc. De un om al lui Dumnezeu, un om mare. De prorocul Isaia. Care cu 700 și ceva de ani prorocea și vedea despre aceste zile pe care noi le trăim. Și omul acesta, aș vrea să vă citesc din aceeași carte a prorocului Isaia, să vedeți ca
care era sentimentul lui pentru ziua pe care noi o trăim astăzi. El n-a văzut ziua aceasta numai cu ochii credinței. N-a văzut-o în direct, în live, cum o vedem noi, și n-a trăit-o. El, prin ochii credinței, Dumnezeu i-a descoperit acest plan. Și să vedeți ce spune acest om cu 700 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Și el spune așa în cartea prorocul Isaia, capitolul 61 cu versetul 10. Un verset care îl cunoaștem și este minunat. Și el spune așa: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe o mire împodobit cu o cunună părătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei sau cu podoarele ei. Așa se bucura omul acesta. Zice, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Am o întrebare pentru dumneavoastră și pentru mine seara aceasta. Ne bucurăm în Domnul și suntem plini de veselie în sufletul nostru pentru această mântuire? Prorocul Isaia se bucura. Haideți să vedem de ce spune aceste cuvinte. Ce-o descoperit el? Oare ce-o descoperit el de să bucura așa de mult? Cu câteva versete în urmă, în același capitol, începând de la versetul 1, spune el așa, uitați declarația acestui om. Și spune, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Deci ceea ce spune nu este de la el, nu este o imaginație de-a lui. Este Duhul lui Dumnezeu care îi descoperă aceste lucruri și acest plan al lui Dumnezeu. Deci Domnul m-a uns ca să aduc vești bune celor nenorociți. Mulțumesc! Spune, Domnul m-a uns ca să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Dragii mei, frați și surori, stimați ascultători, despre prinșii de război, despre slobozenie, vorbea despre vremurile care le trăim astăzi. Despre aceste vremuri le vorbea. Și le vedea, spune cuvântul lui Dumnezeu în al loc, că mulți ar fi dorită ca să cunoască aceste zile, să le trăiască. Dar le-a văzut prin ochii credinței și le-a urat de bine, de departe. Noi le trăim. Avem un motiv să ne bucurăm în seara aceasta? Mă rog lui Dumnezeu ca bucuria noastră să nu fie superficială, să fie deplină. Amin? Mă rog lui Dumnezeu ca această bucurie să ne însuflețească toată călătoria noastră pe acest pământ. Să ne însuflețească în fiecare zi bucuria mântuirii. Lăudați să fie numele Domnului! Aș vrea să vorbesc câteva gânduri din cuvântul lui Dumnezeu care s-a citit în seara aceasta. Primul gând care aș vrea să îl vorbesc și să îl împărtășesc cu dumneavoastră, aș vrea să ne punem niște întrebări și poate ne-a pus deja întrebări. De ce Domnul Iisus Hristos s-a născut într-o iesle? Că doar era împărat. De ce oare s-a născut într-o iesle și am găsit despre Domnul Iisus în cartea Apocalipsei, care era statutul lui în ceruri și totuși și-a părăsit acest statut, acest loc privilegiat care l-a avut acolo. Ca Fiul de Dumnezeu a rămas Fiul de Dumnezeu, dar locul de acolo l-a părăsit și a venit aici și s-a născut între oameni într-o iasle. Dacă îi întreb pe tine, poate noi ăștia mai în vârstă știm ce iasle. Dar dacă îi întreb pe tine, poate nu știu. Acolo unde îi pui mâncare la animale, fân sau paie, îi pui să mănânci. Dacă aș pune întrebarea fraților sau surorilor sau prieteni, câți dintre dumneavoastră v-ați născut într-o iesle? Poate dacă ne-am fi născut, poate i-am fi adus reproșul părinților noștri. Și i-am fi spus, măi, dar chiar n-ai găsit nicăieri la spital undeva un loc și pentru mine?
Și totuși Domnul Iisus Hristos s-a născut într-o iasle. Și ne-am pus poate întrebarea, de ce a venit în lumea aceasta într-o iasle? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mama Domnului Iisus Hristos și Iosif a fost oare o coincidență că s-a făcut atunci reșezământul? Credeți că a fost o coincidență? S-au dus și ei, acești doi tineri, s-au dus ca să se înscrie. Dar parcă ca din întâmplare, par azar, se spune în camp franceză. Nu s-o mai găsi loc pentru ei. Oare a fost o coincidență? Aș vrea să vă spun ceva. N-a fost nicio coincidență. Spuneam duminica trecută dimineața, cuvântul lui Dumnezeu are o putere de împlinire chirurgicală cum oamenii nu și-o imaginează. La punct și la virgulă, așa cum Dumnezeu spune. Și Domnul Iisus Hristos, de Dumnezeu era hotărât să se nască într-o iasă. El, împăratul împăraților, Domnul Domnilor, s-a coborât într-o iasă în care eu și dumneata n-am fi vrut să ne coborăm acolo. Dar aș vrea să vă spun, cuvântul acesta că s-a coborât într-o iasă, s-a născut într-o iasă. Știți ce înseamnă pentru noi? Domnul Iisus Hristos, încă de la nașterea Lui, a venit să ne dea nouă un exemplu. A venit să traseze o cale și să spună, asta este calea pe care trebuie să vină toți cei care vor veni la Dumnezeu prin mine. Asta este calea. Primul lucru, știți care este pentru un creștin? Smerenie. Primul lucru, un creștin, atunci când se întoarce la Dumnezeu și când îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, trebuie să se smerească primul lucru în inima lui. Să se smerească. Îi spuneam fratelui Iosif aici pe mamă. Știți cum e de har Dumnezeu? Celor smeriți. Ați văzut dumneavoastră vreodată un om care e îngânfat, care este arogant? L-ați văzut să aibă har? Eu n-am văzut niciodată. Vorbesc în adunare. Dar celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Și Domnul Iisus Hristos a venit și s-a născut într-o iasle să ne dea un exemplu de smerenie. De acolo începe pocăința, de la smerenie. Să ne smerim și noi. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici din cartea Apocalipsei despre Domnul Iisus Hristos, cine era acolo în cer. Aș vrea să vă citesc, să vedeți de unde a coborât. Pentru că la oamenii în vremurile noastre le vine greu să se coboare de aici, să coboare treapta de jos. Le vine așa de greu. Le vine greu să-i spun unui frate, frate, am greșit, iartă-mă, le vine greu să se coboare. Ar vrea să citesc, să vedeți de unde s-a coborât Domnul Iisus Hristos în iesea din Betleem. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în cartea Apocalipsei. În cartea Apocalipsei, capitolul 1. Și aici, cuvântul lui Dumnezeu vorbește prin gura Apostolului Ioan, și spune de revelația care a avut-o în Duhul. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă citesc, îngăduiți-mă acest lucru. Capitolul 1 cu versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. La Efes, la Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicia. M-am întors să văd glasul celui ce care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, să luăm aminte, frați și surori, este un cuvânt adevărat și vremii de crezare. În mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă, până la picioare și încins la piept, cu un brâu de aur. Capul lui și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăvada. Ochii lui erau ca bara focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mână dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și fața lui, să vă găm aminte, era ca soarele când strălucește în toată puterea lui.
Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu a fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Slăviți să fie numele Domnului. Amen. El Hristos, de acord din cerul, s-a coborât cu viața, ca să fie un exemplu pentru noi de smerenie. Dacă s-ar fi dus într-o casă împărătească, nu știu cum era primit și nu știu cum exemplul lui era vrednic de urmat. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea lui și în planul lui, a găsit cea mai bună metodă ca noi să înțelegem de unde începe pocăința, de la smerenie. Apoi, haideți să mergem mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici mai departe și spune: În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Prezența îngerului și vestea aceasta. Aș vrea să o citesc mai jos, să înțelegem mai bine. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți, că își va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Dumnezeu, prin planul lui, îngerul acesta n-a venit. Îngerii sunt ființe slujitoare, care slujesc înaintea lui Dumnezeu zi și noapte. Și ei planul lui Dumnezeu îl duc la îndeplinire după cum Dumnezeu îl poruncește. Ei nu fac misiuni după cum le trece lor prin cap. Ei nu fac voiaje că ei vor să meargă din coace și dincolo așa cum fac oamenii. Ei fac pentru că Dumnezeu îl trimite în locul cu tare și el numai decât împlinește voia lui Dumnezeu. Și acest înger a fost trimis de Dumnezeu păstorilor, celor care grijau de oi. Aici iară să ridic o întrebare și aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră. De ce această veste a fost adusă celor de jos? Celor de jos care, dacă v-aș întreba și m-aș întreba și pe mine, câți dintre noi am vrea ca copiii noștri să aibă meseria de păstor? Pentru Dar de ce? Nu de păstor aici, ca slujitor. De păstor ca o meserie profesională. Să mergi la oi, să stai acolo cu ele tot timpul. Oare câți dintre noi ne-am incitat copiii și ne-am provocat să zicem, uite, du-te și tu și fă meseria asta. Niciunul. Dar de ce? Acum 2000 de ani, meseria aceea nu era văzută cea mai bună meserie. În Egipt, când s-a coborât Iacov în Egipt cu familia lui și l-a întrebat faraon: Ce faci? Ce meserie ai? Știți ce a spus Iacov? Noi suntem păstori. Dar știți cum erau văzut păstorii în Egipt? Era o urăciune în ochii egiptenilor. Și au zis, mergeți voi în ținutul acolo, mai departe de noi, Gosen, acolo. Mergeți acolo să nu stați prea aproape de noi. Dumnezeu a trimis acest înger să spună această veste bună. Cui? Păstorilor. M-am întrebat de multe ori și mi-a transformat cap. Doamne, dar de ce n-ai trimis în casa lui Irod? Păi era o problemă. Pentru că Domnul Iisus Hristos era împărat. Și când a aflat Irod despre aceasta, nu știu dacă se va vorbi, poate mâine sau mâine seară, când a aflat Irod că s-a născut un împărat, păi el s-a pus în mișcare Irod, că își pierde scaunul. Dar Dumnezeu a găsit cu care să trimită această veste oamenilor celor săraci în Duhul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Ioan Botezătorul era în închisoare și la un moment dat și-a trimis ucenicii și l-a întrebat, mergeți și întrebați-l pe Iisus, el este sau să trebuie să așteptăm pe alții? Printre unele răspunsuri care i-a dat Domnul Iisus, i-a spus, mergeți și spuneți-i lui Ioan, că săracilor îi se propovăduiește Evanghelia. În altă parte, spune cuvântul lui Dumnezeu,
Că Domnul Iisus Hristos se roagă lui Dumnezeu Tatăl și zice, Tată, îți mulțumesc că ai ascuns aceste lucruri mari, le-ai ascuns de cei mari și le-ai descoperit pruncilor. Dar de ce oare Dumnezeu să fie părtinitor? Oare se poate ca Dumnezeu să fie părtinitor să țină cu cei sărați? Știți că este sindromul ăsta când ții cu cel sărat și cu cel defavorizat? Oh, nu! Nu! Știți ce se întâmplă în fața lui Dumnezeu? În fața lui Dumnezeu, viața noastră este ca o carte deschisă. Uitați-vă cu băgare de seamă. Cartea asta este deschisă. Înaintea mea mă tar că poate ar trebui să iau ochelari, dar tot nu scapă niciun cuvânt ca să nu-l văd. Tot nu scapă. Înaintea lui Dumnezeu, cu atât mai mult, viața noastră nu scapă cu nimic să nu o cunoască. Și știți ceea ce cercetează Dumnezeu la viața omului? Cercetează inimile și rărunchii omului. Și Dumnezeu acolo vede și acolo se prezintă unde știe că este căutat și primit. De aceea s-a coborât și le-a spus acestor păstori, mergeți acolo! În cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor. S-a prezentat celor slavi, celor care erau săraci în duhul, celor care n-aveau multă car. Noi, de fapt, vorizăm pe cei cu multă car, că Dumnezeu îi mântuiește pe toți oameni, dar celor care, într-adevăr, aveau o dorință. Pentru că oamenii aceștia, când au auzit de această veste, dacă eram noi ca păstori, ce ziceți? Așa cum suntem noi, ne-am fi dus să nu știu la ce distanță. Zice că era în ținutul acela, dar nu știu câte era distanță. Poate am fi spus, a fost o vedenie, cine știe. Las că mai așteptăm să vină o dată. Așa cum suntem noi, vrem de două ori probe. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune încă un lucru și cu acesta aș vrea să închei. Pentru că timpul fuge destul de rău. S-a cântat acolo o cântare. O cântare minunată care era pregătită pentru ziua aceea. Tind să cred că cântarea aceasta nu s-a cântat nici înainte, niciodată. Niciodată. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 13 și deodată împreună cu Îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu. Și haideți să mergem mai în jos să vedem ce spune cântarea aceasta. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Tind să cred că această cântare a compus-o Dumnezeu pentru ziua aceasta specială. Ziua în care Dumnezeu avea să împace cerul cu pământul. Știți că pământul și oamenii erau certați cu cerul. Erau certați. Dar Dumnezeu a pregătit această cântare ca să împace cerul cu pământul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în această cântare și pace între oamenii plăcuți lui. Una din lucrurile care ni le aduce de fiecare dată în minte, ne aduce aminte la Crăciun, este pacea care a dus-o Hristos în inimile noastre. Dragii mei, frați și surori, Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor mai la sfârșitul vieții lui pe acest pământ, vă las pacea mea, vă dau pacea mea și spunea el, nu vă dau cum vă dă oamenii, ca să nu vi se tulbure inima. Întrebarea mea este pentru noi în seara aceasta, al treilea gând care aș vrea ca să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Ce ziceți? Avem pacea aceasta în inima noastră? Cum se manifestă pacea în inima omului? Pacea lui Dumnezeu. Știți că pacea oamenilor care oamenii își dă pacea e superficială. Așa suntem noi oameni. Spunem cuvinte și ne alegem cuvinte alese să-l mângâiem pe om, dar sunt niște cuvinte omenești. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pacea lui, a lui Hristos, nu este ca și pacea oamenilor, ca să nu ni se tulbure inimi. Toți cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și mă rog lui Dumnezeu, toți creștinii în seara aceasta, care sărbătoresc nașterea Domnului Iisus Hristos în toate bisericile din Quebec, mă rog ca Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, să coboare în inima lor și să aducă pacea lui. Amin.
Pentru că pacea lui Hristos, știți ce înseamnă? Împăcare cu Dumnezeu. Împăcare cu Dumnezeu. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne dea pace în inimă la toată biserica, la toată adunarea. Și la cei care au venit pentru prima dată. Pacea lui Hristos să domnească în inimile noastre. Și în felul acesta, frați și surori, de fiecare dată când ne aducem aminte de nașterea Domnului Iisus Hristos, să nu ezităm, să nu ezităm, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea care ne-a adus-o în inimă. Noi eram în ceartă cu Dumnezeu. Eram răzvrătiți față de Dumnezeu. Dar El a adus, spune cuvântul lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu în locurile grănate și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. O întrebare în ultimul gând în seara aceasta pentru noi toți. Avem pace din inimă? Sărbătorim și așa de mult ne bucurăm. Ne-am pregătit în fel și fel pentru ziua aceasta. Și cu mâncare și cu așa. Și nu este rău toate să le luăm cu mulțumire. Toate le primim din mâna Lui. Dar întrebarea care se pune, frați și surori, cel care este sărbătorit este Domnul Iisus Hristos. El este sărbătoritul nostru. El este pacea noastră. El este mântuirea noastră. Îngerul îi spunea, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Domnul Iisus Hristos n-a venit în lumea aceasta să mântuie îngerii. N-a venit în lumea aceasta să mântuie pe cei din cer. A venit să-i mântuie pe cei de aici de pe pământ. Și noi, care cunoaștem și știm acest plan al lui Dumnezeu, și l-am primit și l-am acceptat în inimile noastre, mă rog lui Dumnezeu ca venirea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta, într-adevăr, să fie ca un mântuitor pentru noi, a sufletelor noastre. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul în veci de veci. Amin. Amin.